Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție din Rubrica Vesevi, într-un nou decor. Nu știu dacă vouă v-a fost doar de mine, dar mie a fost sigur doar de voi și am ales ca temă a ediției care inaugurează acest nou sezon cum să ieșim din senzația de depresie, aș putea spune, adică cum să simțim că avem un scop de a trăi. Altfel spus, există tendința despre care am mai vorbit aici de a spune că viața e prea scurtă și că ai făcut tot ce se putea în viață sau că n-ai făcut nimic. Sau, a treia variantă, de a spune că nu ești folositor nimănui, lucru care se întâmplă tot mai des în societate. Atunci, oamenii cad în disperare. Și tocmai asta e una dintre cele mai mari probleme ale societății actuale, problemă a cărui răspuns, după cum cred că am mai spus, se află în a avea încredere în tine. Încrederea în tine e un sentiment pe care îl poți dobândi ușor și care te va ajuta în viață. Tu ești folositor umanității pentru că ești unic, dar asta nu e suficient. Ești folositor pentru că ai un har și pentru că propria ta viață nu se va mai repeta niciodată. Pot spune că eu, de când am descoperit această chestiune, acest secret al vieții, mă simt altfel. Cred că o nouă epocă din viața mea a început cu odată cu veselia mea și mă simt de parcă m-aș fi născut atunci, exact în acel moment. Aproape că nu mi-aduc nimic aminte din ceea ce pusesem cândva. Pentru a susține ceea ce am spus, trebuie să amintesc că până și sfinții au căzut în deznădejde, dar că s-au ridicat foarte rapid. Și în punctul ăsta ai două variante. Fie rămâi la convingerea fermă că ești un om ca oricare altul și că nu ești cu nimic mai bun sau mai rău decât ceilalți, lucru care se cheamă fatalism, acea convingere că destinul de ce este rege a scris și că tu nu ai putea face nimic să îndrepti, fie te gândești că viața e scurtă și merită trăită. Am spus-o și o repet, multe din regretele oamenilor vin pe patul de moarte tocmai pentru că nu au făcut tot ceea ce își doreau. Ori un om sănătos și echilibrat, tocmai asta ar încerca să evite. Acum, probabil că experiența mea de viață nu e suficient de bogată încât să deschidă porțile tuturor acestor reliefuri și să înconjoare tot acest mozaic al ceea ce se numește depresie, dar pot spune că, pe scurt, carpe diem e valabil și astăzi. Pentru a-mi ilustra mie însumi și apoi și altora ceea ce am spus mai sus, am făcut o poezie care, ce drept, nu are încă un titlu, dar pe care bănuiesc că o voi intitula Încă simt și care redă exact zvuciumul interior al unei astfel de persoane care se află între ideea de sinucidere și ideea de a trăi în continuare viața. Idee care până la sfârșit va dăinui, pentru că întotdeauna e mai prudent să fii
Dr. Jekyll decât Mr. Hyde. Poezia, după cum am spus, se numește Încă-mi simt și e compusă din trei strofe care sună astfel. Încă-mi simt zvâcnind întâmple mii de pescăruși în spor, încă-mi simt bătând în pieptul inima-mi ca de aramă, încă simt o viață în mine și de moarte nu-mi e teamă, încă-mi simt un pot, un bine, nu e vremea ca să mor, încă mai simt puterea porunci dând neputinței, mă așteaptă cartea vieții, mă așteaptă să o citesc, încă mai simt un suflet în lăuntrul ființei, vreau încă să mă bucur, vreau încă să trăiesc, încă simt un sânge în mine ce mă îndeamnă să respir, încă ochiul îmi mai plânge, încă gura îmi mai râde, nu e timpul pentru gâde, ori cunună de martir, vreau această scurtă viață, mirosim frumos, amir. Vă mulțumesc pentru faptul că ați ascultat poezia și pot spune ca un rezumat al celor de mai sus că întotdeauna vom găsi motive pentru a trăi, dar niciodată nu vom găsi suficiente motive pentru care să acceptăm ideea morții. Și asta se poate vedea din numeroasele opere care încearcă să combată asta. E puțin ciudat că omul antic se gândea la tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, în timp ce cel modern încearcă să-și săvârșească cât mai repede existența. Pe scurt, mă repet, Carpe Diem e cel mai bun motiv pentru a trăi, trăirea clipei care e inegalabilă și despre care au mai scris mulți alții înaintea mea. Eu pot spune doar că vă aștept în continuare la următoarul episod din rubrica lui Sebi, care va fi difuzat de acum înainte în fiecare miercuri pe TVN Channel.